Bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Biroul de investigații fenomene paranormale 37. Numele meu este Nițu E George, investigator. Tema emisiunii de astăzi, religiile. Foarte multă lume m-au abordat și m-au întrebat domnul Nițu de ce există atât de multe religii, nu era suficientă o singură religie. E bine, a existat o vreme pe pământ, după cum știți, se spune și în Biblie, cu o singură limbă și cu o singură religie. De fapt, hai să vorbim în primul rând despre că am văzut foarte multă lume urește religia, dar crede în creator, în sursa primordială, nu numește Dumnezeu, dar tot Dumnezeu este. Adică, până la urmă, se contrazic singur. De ce? Cuvântul acesta, religie, vine din latinescul religare, care înseamnă a uni sau a lega. Deci, ce unești? Spiritul tău, care este o mică scânteie, plecată din sursa primordială sau Dumnezeu, Creatorul Suprem, da? venită în Dualitate, deci diversitate. Aici intervine și este valabilă legea unității în diversitate: unitatea fiind Dumnezeu, da? Omnipotent, omniprezent și așa mai departe, omniputernic, din punct de vedere uh, mental, a tot ceea ce există că a fost creat mental, da? Și noi am venit aici să experimentăm pentru uh, o mai bună cunoaștere a întregii creații. După care urmează. Evident, evoluția spirituală, mântuirea, adică salvarea spiritului nostru, nu a sufletului. Sufletul este, dacă vreți, ca o anvelopă de insențialitate, ca o anvelopă de cauciuc, care ține, face posibilă rotirea și avansarea mașinii noastre, ma mașina noastră fiind, de fapt, un vehicul care se numește suflet. Fără suflet, noi n-am putea să avem corpul acesta electromagnetic, format din energie Pozitivă adică sarcina electrică plus minus am mai povestit și masă pe plus În timp ce spiritul este nemuritor și este nemuritor de ce pentru că este format Din uh, uh, Materie neagră tachion sau uh, Forță neutrinală nu mai este energie este forță neutrinală de ce forță neutrinală Pentru că nu mai are sarcină electrică da iar masa este pe minus Și atunci este o forță exact cum era forța din războiul stelor și o folosau Cavalerii Jedi de fapt Ceea ce se spune în războiul stelelor nu este altceva decât un lucru adevărat preluat de minunatul regizor Lucas, George Lucas, din o istorie mai secretă a Ramayana și Mahabharata. Deci este un lucru adevărat. Acum, revenind la situația noastră, Sufletul este anvelopa de esențialitate a spiritului nostru, care pe întreg parcursul ciclurilor de viață după viață, adică de reîncarnări, el asigură buna funcționare a spiritului în corp fizic, fără suflet, da? fără această punte de legătură, cum este Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Cine este Fiul? Fiul, pentru că s-a încarnat în trup fizic, reprezintă corpul fizic. Tatăl, se știe, este spiritul, da? Iar Duhul Sfânt este acest suflet care, culmea, face o legătură imposibilă între electromagnetism și partea neutrinală, care este forța uh, neutrinală a materiei negre, din care este format spiritul. Bun, deci face legătura dintre ceva imposibil practic ca să poată funcționa, deci fără corpul fizic nu poate funcționa fără suflet. Asta este uh, principala lui uh, modalitate sau mod de funcționare, este un vehicul prin care corpul nostru funcționează cu ajutorul spiritului 3 în 1. Da? Corpul fizic, uh, puntea energetică și spiritul. În momentul în care ați văzut avem uh, morți clinice, uh, corpul devine inert da? Noi ne ducem, bântuim prin zona aceea de rai, iad și așa mai departe, venim și povestim ulterior aici, în ciuda faptului că suntem strigați pe nume sau noi încercăm să strigăm pe nume, corpul fizic nu mai reacționează. Da? De aceea e imposibil aproape să vorbești cu morții, pentru că așa cum scrie și în Biblie, cu morții nu, nu mai poți vorbi. Deci orice metodă ulterioară este nulă și neavertinită și face parte din magia neagră. Deci, de aceea vă rog insistent să nu încercați să o folosiți, pentru că, um, eu știu, nu faceți altceva decât să accesați forțe obscure atât de puternice încât nici nu bănuiți. Și au ocazia să vă posede mintea, să ajungeți la nebunie, să ajungeți la depresie, să ajungeți la sinucidere, pentru că toate aceste lucruri sunt date de către demoni arhoni. Bun, ce legătură are cu religiile? religiile practic au venit pe Terra, aici unde suntem noi într-un mare conglomerat al unei experiențe unice, din toate gal galaxiile apropiate și din toate planetele sistemului solar apropiate Terei. Vorbesc de sistemul solar al nostru. Da? Se pare că arienii ar veni de pe Marte, mă rog, la fel africanii de pe o planetă mai apropiată de soare, de aia și au pielea închisă la culoare tocmai pentru a rezista radiațiilor solare și așa mai departe și sunt umanoizi, deci formează rasa umanoidă. Credo Muto a spunea că noi la origine avem pe pământ la ora actuală circa 22 de rase umanoide diferite. Da? Rasa galbenă, rasa caucaziană, rasa pieile roșii, pe Eschimo și, și așa mai departe Rasa africană și luați-le pe rând, Că să vedeți că sunt foarte multe rase da? Umanoide uh, Toate aceste rase Conform teoriei mele În care am făcut pionerat uh, Cu această temă Spun că Rasa umară primordială a venit Din constelația Lira în urmă Cu 4,2 miliarde de ani În urma unui război devastator Cu Reptilienii din Dracu, care erau Lira și Draco, sunt constelații apropiate, și acești draconieni au pornit în un război cu alte rase, tocmai datorită faptului că ei au considerat că, după un milion de ani, au văzut că structura lor ADN nu se modifică, la ei rămâne identică, în timp ce rasele umane și alte subrase uh, extraterestre suferau modificări majore cu timpul, în funcție de gravitație, de planeta unde exista radiația electromagnetică, care exista acolo, compoziția aerului, a solului și așa mai departe. Totul era modificat. Și atunci a început să, să devasteze, mă rog, constelațiile din jur, punând un război devastator. Noi am fost refugiați de război care am venit aici pe Terra. Cu ce? Cu religia noastră, da? Alții, cum au fost asiatici, au venit cu religia lor. Indienii, hinduși, au venit cu religia lor. Budniștii la fel, au venit cu religia lor, uh, islamiștii la fel au venit cu religia lor. Uh, nu am studiat eu, am studiat la 21 de ani toate religiile importante pentru că nu știam care e mai bună. Și am ajuns la concluzia, e părerea mea în situația asta și mi-o mențin, cea mai bună religie este aia în care ai venit. De ce? Poți să te schimbi. Evident, este alegerea ta. Dar tu, în momentul în care ai venit aici, ai venit voluntar și ai ales o familie în care să, să suferi și o familie în care să nu suferi, dar să acumulezi mai puține puncte în jocul cosmic. În aia în care suferi, acumulezi mult mai multe puncte în jocul cosmic și chiar poți să te uh, eliberezi sau să te mântuiești într-o singură viață. Problema este că, în momentul în care vin jocul acesta cosmic, poți să fii cine vrei tu. Da, un spirit uh, desăvârșit sau uh, un om cu niște puteri și abilități psihice deosebite. Way de la zero. Începi să fii la fel ca orice pământan, după aceea îți dezvolți aceste calități prin disciplinarea minții, prin disciplinarea uh, calităților uh, psihice deosebite. De aceea vă spun de strălucire, pentru că oamenii cu abilități psihice deosebite au o strălucire aparte. A se vedea filmul... Uh, Doctor Sleep și acolo o să vedeți că se vorbește de strălucire, în Dark Tower la fel se vorbește de strălucire, era un puș care avea niște abilități psihice și telepatice extraordinare, care avea și el strălucire și vedeți aceste entități chiar se hrănesc cu această strălucire prin provocarea de dureri, de suprimări cu durere maximă a copilului sau persoanei care posedă aceste străluciri. De aceea, de cele mai multe ori, este bine să stai la cutie când ai aceste abilități, să nu te lauzi cu ele și mulți chiar nu se laudă și să încerci să învingi sistemul din interior. Adică, să te învingi pe tine însuți. În momentul să știți un lucru, sistemul a fost creat de miliarde de ani și nu poate fi invins. Este imbatabil. Adică să vremea revoluțiilor, să ieșim în piață, să manifestări și astea sunt pregătiți pentru așa ceva. Pentru ce nu sunt pregătiți este ceea ce faci tu cu mintea ta. Deci ca să poți învinge sistemul, trebuie să-l faci să lucreze pentru tine. Când reușești să faci sistemul să lucreze pentru tine, să-ți disciplinezi mintea, așa cum a făcut și o Matrix, da? reușești să învingi sistemul. Cu toate că ați văzut în ultima parte, L-a luat, l-a relocat, avea abilități, avea visele care erau un subconștient, dar nu mai putea să zboare. Dar la un moment dat și-a dat seama de capacitatea lui, și în combinație cu iubirea vieții sale, a reușit să, să formeze întregul, pentru că noi suntem doar jumătăți. Acum am explicat de ce sunt foarte multe religii, pentru că fiecare rasă a venit de pe planeta uh, vecină sau dintr-o constela constelație vecină cu un anumit tip de religie. Religie ce înseamnă? O cale pe care o urmezi ca să-ți întâlnești creaturul, ca să ajungi din diversitate în unitate da? sau să ajungi din dualitate în unitate. V-am mai spus, religie înseamnă a lega sau a uni. Ce să legi? Să legi spiritul tău prin evoluții succesive aici pe a, da? prin care la un moment dat ajungi într-o singură viață să te mântuiești, să salvezi uh, spiritul, pentru că sufletul nu este decât o carcasă. Exact ca un fruct cop, v-am mai dat exemplul ăsta, care se coace și în momentul în care uh, a ajuns la pârguirea, fructul a ajuns la pârguirea maximă, el cade din copac, se descompune și eliberează sâmburile care începe o nouă viață. Și noua viață pentru spirit este una metafizică, nu una fizică. Ca să ne înțelegem. De-aia suntem nemuritori ca spirit, nu un trup. Bineînțeles că există și nemuritori în trup pentru că așa au vrut ei. Și aceea să nu vă gândiți că sunt zeități sau alte, mă rog, entități. Sunt oameni ca și noi care au ajuns la un prag de evoluție, ca și în cazul lui îl separați, il, Separatiu, il Separatiu este o entitate făcând parte din Trinitatea Divină, Întuneric, Lumină și Echilibru, da? Sau, mă rog, partea 0, vectorul în echilibru, care este un Yang și un Yin, un I Ching sau cuboectaedru cu 13 puncte vectoriale, din care noi vă vedem, simbolizând acum și pe biserici, și o purtăm și la gât, este crucea. Pentru că crucea este quintesența întregii esențe a florii vieții, care este de natură divină, are o simbolistică aparte și este simplificarea a cubo-hectaredului descoperit de Nassim Haramein în 13 puncte vectoriale. Adică este o sferă în care ai 13 puncte vectoriale, un fel de. Uh, micro-tetaedre care se unesc în vârfuri în interiorul unei sfere. Sfera fiind principul uh, feminin din care, mă rog, au luat naștere cele cinci solide platonice. Apa, aerul, focul, pământul și eterul. Eterul înainte, dacă vorbeai pe vremea lui Pitagora de eter, erai suprimat. De fapt, nu se știau decât patru. Ei întotdeauna ascund câte un lucru. Adică nu sunt 13 zodii cu Ofiocus, purtătorul de șarpe, sunt 12. Nu sunt cinci solide platonice, sunt patru. Au ținut ascuns până în anii 90. Eu mi-am dat seama, fără să studiez vreo carte sau ceva, doar din filmul al cincilea element, în care mi-am pus întrebarea. Bine, domnule, este apa, focul, apa, aerul. Care este al cincilea element? Și al cincilea element era o femeie. Și nu era vorba de femeie, ci era vorba de dragostea femeii pe care o purta Bruce Willis către femeia respectivă. Și atunci mi-am dat seama că acea dragoste este vorba despre energie. Da? Și tot această energie fantastică care este dragostea și este una creatoare, da? dragostea înseamnă creație, nu înseamnă plăcere. Când vă fundați în plăcere, vă fundați în întuneric, în obscuritate. Când vă fundați în creație și vă dați seama de capacitatea ei, atunci lucrați la un nivel nobil și puteți să faceți lucruri extraordinare cu ea. Da? Lumina înseamnă informație, nimic altceva și are legătură cu cunoașterea. nu există cunoaștere falsă, cum auzam la unii spunând tot felul de prostioare. Există cunoaștere autentică și atât. Da? Numai că trăim în dualitate, există magie albă, există magie neagră, există lumină, există întuneric, există dualitate. Astea sunt principii. Modul de funcționare ne omoară, pentru că noi nu știm cum funcționează de fapt dualitatea. Și aici încurcă multă lume. Învățați cele șapte legi de de bază ale creației din Chibalion, pentru că sunt foarte importante și o să înțelegeți modul de funcționare a Universului însăși, care vă ajută foarte mult pe voi în evoluție spirituală, disciplinați-vă mintea și după aceea o să încercați să practicați, să practicați și ar să practicați lucrurile pe care le înțelegeți corect, pentru că dacă voi credeți într-un lucru eronat, obscur, lucrul ăsta nu o să vă aducă mântuirea. Dacă credeți într-un lucru adevărat în lumină, lucrul ăsta o să vă aducă mântuirea. Dar nu e suficientă doar credința. Este suficientă și practica prin care să ajungi să te elevezi spiritual. Bun, am lămurit-o cu religiile. Religiile sunt mai multe pentru că fiecare rasă în parte a venit cu religie ei de pe planeta de origine atunci când a venit în experimentul Ter. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă urez ca de obicei toate cele bune. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat pentru emisiuni și mai interesante. Eventual un like, o distribuție și ca de obicei vă urez să străluciți mereu în lumină.